Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. S-a întâmplat undeva în Buzău, în comuna buzoiană Ziduri. Loganul n-a acordat prioritate în satul Helia de Rădulescu și, drept rezultat, mașina Google Street View a fost răsturnată într-un șanț. Ghinion, cum îi spune cineva. Zici că e mașina din Mr. Bean. Da. Care Google Aia Street cu trei roți, da. O răstoarnă ăștia? O răstoarnă lumea. Și Loganul are mușchi pe el. Exact. Da. Și gândesc că ăștia de la Google Street View tot insistă să fotografieze drumurile din România. Dar de ce? Nu se schimbă nimic. Adică faptul că sunt... că le fotografiază acum sau că le-au fotografiat acum 10 ani, e practic același lucru. Păi cred că e cam așa, actualizează tot sistemul ăsta. România trebuie actualizat la 20 de ani. Au și se pierderi foarte mari. Se mai construiește un bloc, se mai ceva, mai apar alei asta în jurul blocului. Da. În schimb, traficul în România e la fel de nasol din totdeauna. De când mi-am luat eu carnet din 95, nu mi se pare că a evoluat ceva. Cred că se claxonează mai puțin în București. În alte orașe ale patriei se claxonează mai mult ca în București. S-a renunțat total față de acum, când ți-ai luat tu carnet, total la semnalizare. Nici deci nu asta... se mai semnalizează, oamenii se înțeleg între ei și cred că faptul că nu se mai claxonează atât în București e o chestiune pur și simplu de resemnare. Și oamenii nu mai claxonează, că știu că oricum, ci claxonezi, nu claxonezi, tot acolo. Nu se mai blochează chiar atât de des intersecțiile. Deși poliția de pe stradă a dispărut complet. Deci eu n-am mai văzut polițist într-o intersecție care să fluidizeze traficul de ani de zile. Nu știu voi dacă ați mai văzut. Poate nici n-a mai plouat așa mult. Da. Știi că înainte ploua mai des și se bloca mai des o intersecție sau alta. Și nici pe autostrăzi nu se circulă mai bine. La fel de agresiv se conduce. Am citit recent că Titi Aur, fostul pilot de raliu, așa. Și acum face cursuri de conducere defensivă. Noi am fost, Zav și cu mine, am fost acolo de două ori. Sunt foarte bune, schimbă modul de conducere. Spune că nu, el nu suportă să conducă pe autostrăzile din țara asta, câte sunt ele, pentru că îi dau stres maxim. Și zice așa, profesorul, citez, pentru mine, spune Titi Aur, e stres maxim să circul pe autostradă, pentru că pe banda 1 circulă vehicule mai lent decât ar trebui. Da. Multe mașini merg mult mai încet decât ar trebui, adică merg cu 90 de km pe oră, spune el. Eu, zice, vreau să merg pe autostradă cu aproximativ 130 de km pe oră, dar este imposibil când e coloană de mașini pe banda 1, cei agresivi vin în viteză, adică din spate, vor să frânez, să reduc viteza la 90 și să mă dau să treacă ei cu 190. Deci, pe autostrăzile din România nu sunt decât două moduri de viteză. Modul bestie, cocalar. Da. Adică dă-i cât intră, 190-200, cât se poate, frate. Dă-i blană până la capăt. Sau lento. Și pe partea cealaltă, somnic și relaxare, 90-80 de km pe oră. Cred că am constatat cu toții asta. Pe mine m-a deranjat cel mai tare când mi-am luat prima oară mașina mea în 2010, care încă este în funcțiune. Și avea de asta zi cruise control. Da. Și asta mi s-a părut ceva fascinant. Când m-am urcat prima oară pe autostradă, l-am fixat la 140-00. Da. Adică am luat și abaterea și am plecat. Nu există mai abatere. Am mers 3 minute, hâț, frână, trage-te, nu știu ce. Iar o dată, de 2 ori, de 5 ori, bani. Deci ăla este inutilizabil în România. Useless. Dar nu mă așteptam de la domnul Titi Aur. Domnul, adică ai școală, nu mai avea școală dacă nu se circula civilizat pe autostrăzi. Da. Dacă s-ar circula civilizat, adică și ar pierde locul de muncă. Pe autostrăzi în vest circulă orice fraier. Ești profesor de condus defensiv, descurcă-te tata aici. Și cum ar trebui să conducă ceva? Și cum ar trebui să conducă profesorul de curs de conducere defensivă pe autostrăzile din România? Ca un șofer defensiv, adică? Să facă slalom cu frâne, cu hâță, să mai și scoată din trafic câțiva bombardieri. Să-i ajute pe aia de pe dreapta să meargă mai repede? Asta e, nu știu, eu nu sunt profesor, sunt elev. Să menționăm totuși că Luca glumește. Da, trebuie sper să facem mențiunea asta. Ba, nu e adevărat. Trebuie neapărat să facem mențiunea asta. Râd serios. Cumva. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.